Salutare tuturor, sunt Rafael și bine v-am regăsit la un nou episod, la un nou live stream de fapt, dar se salvează și ca episod în caz că l-ați ratat. Acum, foarte important, înainte să începem treaba de Resident Evil 3, este nevoie să-mi pornesc luminițele de pe căști. Pentru că degeaba sunt eu mare șmecher dacă n-am lumini pe căști. Corect? Și din păcate perechea pe care le-am spus celor de la Corsair să mi-o trimite nu mai are luminițe pe ea, deci... RIP lumini, le mai folosim cât le mai avem. Bun, dăm și noi la story. Da, o să fie nevoie să schimbăm asta aici și e cu toate elementele, cu like-uri, cu chestii. Trebuie să scot gălbeneala, stai așa. Hai mă. Hub. Ha? E ce trebuie sau nu? Bun. Ok. Suntem deja, ia uite-l. Denis, te-ai abonat, Murlane. Hai să facem și noi 1 milion de abonați, băieți. Abonați-vă la canal repede, repede, repede. Vreau să văd și eu membri și așa. Ok. Bun. Dăm drumul la treabă și lăsăm prosteala. Continuăm cu Jill. O să vedem dacă terminăm astăzi jocul. Rămâne de văzut, nu se știe. Deci că mai avem o oră și ceva din joc. Tăciuri și apiul sunt 60 de FPS-uri, adică că-l joc în browser, nu știu. Dacă are 60 de FPS-uri, da. Eddie, mersi de abonare. Este o poziția de try harder. Dacă e prea scurt jocul și îl terminăm repejor, poate băgăm și un meci de CSGO spre final. Poate băgăm și un meci de CSGO spre final pentru cei de pe live, că... Da, ca episodul să rămână doar jocul. Salvat, ok. Iedă-mi așa. Îmi stă părul bine, sunt frumos. Buze dulce aici alături de noi. Să vedem ce avem în inventar. Ah, mi-ar trebui un de ăsta. Să punem așa. După aia așa. Gunpowder n-avem. Bun. Bun, 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 bun. Dă-i din nou save. Poti face o promovare, te rog. Marinica fun pe YouTube. Sunt la început. Uitate si dacă e vorbim. Te pupsi, te respect. Și eu te respect, Marinica, însă n-ai citit descrierea, n-ai citit acolo în, pe pagina pe care ai donat, probabil. Nu facem promovări contra cost, din păcate. Deci, dacă caută cineva Marinica, fan, F1YT, sigur, dacă nu, nu. Asta este. Morning, sunshine. Bună dimineața, rază de soare. Mi-ai salvat viața. Carlos te-a salvat. Te-a vindecat nembernicul. A mers la subsol. He thinks he can do this by himself. I'm going after him. Wait, did you see the broadcast? They're gonna blow the city sky high. O să explodeze orașul. Get a hold of someone, anyone with the clearance to stop it. Încerc să-i opresc. This to him. He's a professional. Asta pe el că se pricepe. So am I. Și eu mă pricep, pentru că sunt buze dulci. Intro-ul l-am făcut. L-am făcut intro-ul, bro. A pierdut contactul cu Carlos. Ia dă-mă sunetul mai tare, că nu aud, frate. Voi auziți ceva? Dacă stau puțin mai mult la PC, se merită să-mi iau scaun de gaming sau nu e așa de strălucit? Bă, se merită să-ți iei scaun de gaming sau nu? Se merită să ții un scaun confortabil. Asta se merită. Nu e nevoie să ai scaun de gaming. Absolut nu e nevoie. Însă se merită să ții un scaun pe care poți să stai cu o postură cât mai corectă. Pe care poți să stai cât mai relaxat. Da. Se merită. Bam! Ok, ieșim pe profit cu cutiile astea, băieți. Băgăm un glonț și luăm 7 înapoi. 6 pe profit. Bine, rău. Eu nu știu unde mă duc acum, n-am nicio idee. Cred că trebuie să merg în față. Sau, nu, trebuie să merg la subsol pe aici, cred. Apar n-am, dar țineți-vă bine. Vezi că în zonele roșii de pe hartă sunt iteme. Asta este. Să ținem minte pentru viitor. This must be the way underground. This must be the way. Do you know the way? Ia uite.
Ne chiombalim pe aici să luăm tot ce trebuie. Gen. Gen. Da, nu da spoilere, aș aprecia dacă ați văzut voi cum s-a terminat jocul, nu vrem să știm și noi. O să descoperim acum, trage maneta, buze dulci. Era o platformă asemănătoare. Ia, Cristi Barostanu, ești nebun? Vrea să fie top donator, cred. Ba, nu bă, că nu e prin super chat. Te pup, Cristi, mersi frumos de donație. Ești cel mai tare bărbat din curtea școlii. Asta e clar. Amantul ăla chiar o iubește pe buze dulci? Cum nu a observat nimeni din spital chestia asta? Faptul că sub spital sunt camioane și se întâmplă lucruri? Da. Trage de manete buze dulci. Se vor întâmpla lucruri. Ca de asta. Trebuie să recunosc, jocul merge super bine. Știți că jucăm pe 12 giga memorie pe placa video și placa mea are 10 giga maxim? Deci nu știu cum, dar merge. Care v-a dat spune un ban permanent? Da. Vă amenință Paul acolo. Ban pe viață. Yoinks. What? Bă, nu trebuia să venim aici. Să ne întoarcem? Nu, cred că are rost, nu? Adică, pot să mă mai întorc înapoi? Pentru că deasupra la, în spital mai erau foarte multe camere nedeschise. Știți, cu lacăte pe care doar Jill le putea debloca. Are rost să ne mai întoarcem? Nu cred, nu? O dăm așa cu ce avem. 12 giga maxim înseamnă că folosește constant? Se poate, da. Nu ne mai întoarcem, nu? Erau, uite, sunt multe camere cu iteme neluate din ele pentru că n-am putut să le deblochez. Întoarce-te că voi avea nevoie de ce acolo. Fudge, man. Buze dulci, ne întoarcem, că nu ești destul de puternică. Ia cutia pe care nu o puteai lua cu Carlos. Da, sunt multe alea pe care le-am ratat. Te salutăm din Timișoara. Ovidiu Cărămizaru mă salută din Timișoara. Ai nevoie de multe gloanțe? Înseamnă că urmează mare boss fight. Am înțeles. Ok, să ne întoarcem și să explorăm. Dacă nu o faci, o să fie foarte greu, te asigur. What? Mă asigură Moldo? Pă bune. Edward vine și el cu 79 de cenți. Bă, trebuie să iei borseta de acolo. Să știi că trebuie să iau borseta, dar oricum, suntem ok, sper, cred, nu știu. Asta este. Ne descurcăm. Cu trei anime-uri preferate. Nu, mai intrăm în discuție asta cu anime-uri. Avem zombalei pe aici. Bun, deci era prima ușă la dreapta, acum am ieșit, am înțeles. Hai să te salut, brădere. Te-a luat somnul? Ok. O să ne plimbăm, o să ne mai întoarcem, o să mai stocăm iteme. In the storage. Era ceva aici în lobby totuși? Ia să vază ochiul meu. Yoinker. M-am ratat asta, lol. Lol. Iată și asta am ratat. What? What? Am două What? De ce? Ai e burst. Trage cu câte trei. Ne trebuie pistolul ăsta? A lot of damage in a short time. Nu știu ce să zic, bro, dar avem cam multe sloturi în inventaros. Sincer să fiu cu tine. Trebuia să iau aia de inventar, dar sunt eu prea atent alău. Dar nu e problemă. Hai să inspectăm tot. Gen, nu trebuie să lăsăm niciun item, ia ce să joacă brother-ul. Nu o să joacă mai nimic, bă.
Mai nimic, sincer. Nu, o să găsești un handgun. La un moment dat o să fie mulți zombi. Probabil, nu? Dacă îți dă un pistol cu burst, va fi folositor pe viitor. Ok. Let's go, boys. Deci ne-am mai fost pe aici cu Carlos, în caz că ați ratat livestream-ul de ieri. Ne-am plimbat pe aici peste tot. Deci nu pot face stânga, nu, aici. Să ocolim. Ocolim, aici nu e nimic. Aici știi că e ceva. Nu mișcă nimeni. Ok. Explozibil. Deja am inventarul full. This looks like Nikolai's work. God damn it. Și cu plantele ce mai fac? Uite, pui să dulci vaccinul de unde l-am luat ca să te vindecăm. Fiți atenți cum facem. Pe zona asta noi nu o să ne batem cu zombii prea puternici. Așa că mă duc să mi las armele și să fac foarte mult spațiu în inventar. Cel mai bine facem așa. Pentru că o să urmeze mare bosache cu care ne batem, chica. Când faci live cu CSGO. Nu vrea nimeni să fac live cu CSGO, sincer. Gen, vrea cineva să fac live cu CSGO și să ne jucăm cu membrii? Și cu abonații? Nu vrea nimeni, sincer, da. Ok. Asta o să ne trebuiască. Asta de viață să ne trebuia. Hai să punem arma aia care e foarte puternică. O să mă bazez că ne ajunge shotgun-ul. Avem 4 sloturi. Vreți? E foarte bine optimizat jocul, să știi. Chiar merge constant 140. Deci, de-aia nu merită să dai upgrade la placa video, sincer. 1080 Ti-ul rupe după atâția ani. Rupe tot. Încă merge. Merge. Nu-mi place CSGO. Joacă-te Far Cry Primal. Bă, dar voi chiar vreți Far Cry Primal? Cristi HD! A venit brother-ul! Mersi, bordare de membership. Thank you. Hai să luăm planta asta de aici. Yoinks! Mine now! Voi chiar vreți să ne jucăm Far Cry Primal? Gen, sunt 5 oameni pe live care îmi spun constant să ne jucăm Far Cry Primal. Deci, da. Deci, poate să facem un live? Fuck. Mă așteptam la situația asta, în momentul în care mi-am lăsat grenade launcher-ul. Dar o să ne bazăm pe faptul că ar fi bine shotgun-ul ăsta să-l omoare. I'm not gonna lie, this is definitely me when driving. De ce nu se dădea în spate? This is definitely me when driving. Mai bine îmi luam ăla și lăsam shotgun-ul. Oho, ia uite unde suntem, ești nebun? Bă, îmi vine să-mi dau o palmă peste ceafa, frate. Fucking hell, dude. Nu mă gândeam că vin de-aia, mă, cu ceafa lată, pe bune. 4 lovituri de shotgun îl omoare, pârnaie. Glumești cu mine, X-Slader? S-a abonat și România. Sunt în depresie, dude. Poți să ies pe aici? Fugi. Ok, vrei să spun unde găsești handgun-ul? Nu! Nu vreau să-mi spui unde găsesc handgun-ul. Joacă way out. Am terminat deja way out.
Ce vreți vezi, Far Cry Primal sau CSGO? Nu știu ce ai scris acolo, Beatrice. Far Cry Primal. Am făcut și eu update, bă, la placa video. Mai spun, nu merită dacă nu faci YouTube. Da, 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 Paul. Păi chiar vreți Far Cry Primal, gen, what? Care-i faza cu Far Cry Primal? Subnautica? Doamne. Doar tu vrei Subnautica, Alexa. Ok, ăsta ar trebui să-i distrugă. Voi chiar vreți Far Cry Primal, boys? E insane! Ok. Hai să salutăm iar brother-ul. Avem aici câteva iteme. Mai depozitez ceva? Nu. Trebuia să dau eu save, ca să nu mai fac un miliard de drumuri. Bun. Mai bagi Subnautica sau Sal? Cred că e Sal Subnautica momentan. Poate când mai fac ăștia update-uri la Subnautica Below Zero. Avem aici mare explozibil, combine. Yes, 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 yes. După aia avem mare plantă. Avem spațiu în inventar, da. Hai să mai plimbăm. This looks like Nikolai's work. Nikolai's work. What? Ce-am ratat aici? Astea. Bun. Continuăm în continuare. În R3 e de la cu tirant. Stai. Stop joc. Ia, ferial, naiba de nebun. Ah! Nu moare. What? Două hituri. What? Credeam că dintr-o bucată îl sparg pe fraier. Ce-am găsit a meu să fie. Oooo! Aaaa! Bă, cum fuge mai repede ca mine? N-are logică, mă! Cum fuge mai repede ca mine un zombie stupid? What? What? Ursache! Ce naiba item e aici? Asta e întrebarea mea. Ce item e pe holul ăsta așa? Cred că e din cauza că e în courtyard? Sau? Mă rog. Deci știm clar că vor mai apărea alți zombi noi. Așa că hai să fim pe frază. Ok, aici nu e nimic. Asta n-a mai reînviat. Să-ți pui Sleeping Dogs la descărcat. Oh my god, ce m-am speriat. Fuck, dude. Stai. What? Brodere. Stai așa. Am spart două glanțe degeaba. Iată.
E mare petrecere, mare Bayram. Hai că da. Really? I think I can squeeze by. Oh. Băi, nu băga pe porneața aia în față. Deci Carlos nu încăpea, mă. De-aia nu puteam noi, că am dat, cred că, vreo 3 ture ca să sar pe geamul ăsta. Ia. Ce mai aici? Oh. Mare digălaina. What? Și ce gloanțe are ăsta? A.E. Mag. Da. Da. Ok. Dar ce e pe coridorul ăsta? Asta nu pricep eu. Ce n-am luat eu de aici? De pe coridorul vieții. A ei să fie ceva? O să joci jocul nou de la Riot. Nu știu ce să zic. O să-l încerc, dar nu am acces la beta-ul care urmează. Asta e chestia. Vă mulțumesc și vouă de 6700 de like-uri. Mă bucur să vă văd într-un număr atât de mare astăzi. Deci vă salut, băieți. Ia uite-l, mă, pe frățiorul. Bun, deci aici. Oh, era mare save, m-am și uitat. Gunpowder. N-avem ce să stocăm nimic. Presupun că o să păstrăm pistolul, dar salvăm în caz că mor ca un nemernic. Poți să ai acces la Valorant pe 7 aprilie dacă te uiți pe stream-ul cuiva. Păi m-am uitat, Moldo, dar n-am primit cheie, că a fost valabil și pentru el sau al altir când au jucat ăștia pe Twitch. Adică e o șansă să ai acces, să primești cheia. Și gândește că sunt sute de mii de oameni. Adică sunt foarte mici șansele să primești cheie. Hai să testăm glonțul ăsta. Brodere. Opa. Yeah. Hai să o dăm. Pune ținta. Fugi. Ei. It's your boy. Ok. Trebuie să fie un dulap cu lacăt. Asta e. Parcă văd că tot tragi de 100 de ori în cap la zombalei. Opa. Yeah. Ionica. Ce Ionica? Trag, zici că lovesc cu aer. Nici nu se glintește. Așa slab e un glonț de armă pe pistol? Gen, nici nu te clintești măcar? Ok. Am înțeles. Mai știi câte salvări avei în 2? Nu mai știu. Dar ar trebui să salvăm pe toate sloturile, aveți dreptate. Sau ai dreptate. Ok. Cum ajung eu la Nurse's Station? Cum ajung acolo? Aici? Mișcă nimeni. Buze dulci la datorie. Aici știi că e ceva neregulă. Ba nu, aici știi că e ceva neregulă. A, mi se pare că e un dulap de ăla. Nu, bă. Am ratat noi ceva. Dar ce?
Wow. Ce facem cu asta? Combine with gunpowder to create shotgun shells or combine with another high grade for mag ammo pentru asta. Pentru pistolainen. Pistolainen nainen. Ce pepe ne are domnișoara? Mama, așa se zice? 2020? Rafa, am pierdut ceva? Salut, Andrei! Da, ai pierdut. Bine, nu mare lucru, doar ne... La momentul de față doar adunăm niște iteme pentru că o să urmeze un mare boss fight. Deci n-ai pierdut chiar așa mult. Ok. Continuăm. Mai avem iteme de luat de aici. Nu uitați să apăsați și voi pe subscribe eventual. Să ne strângem și noi 1 milion pe canal. Ok, mai e camera asta pe care nu știu cum ne-a accesez. De aici. Ok, aici n-am mai fost niciodată, băieți. Ah, bă, da, am mai fost. I-am cam pălit pe băieți. Dragon, mersi de abonare. Ce-am ratat eu aici, că nu înțeleg. Castraveți ești, i-am ratat? Bă, o să faci vreodată Fortnite cu abonații. Nu știu, Beatrice, am făcut în trecut. Dar probabil ești nouă pe canal. Cristi Lupu s-a abonat. Wow, Cristi. Wow, 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 atât pot să zic. Ce e aici, că nu înțeleg? Nu pricep. Ce item am ratat acolo? Îmi explicați? Deci nu pot să... Aici nu e nimic. A, deci am luat itemele. Și după aia începe de, din zona asta. Nimic. Cristi, mersi de abonare. Nimic nici aici. Poate în partea azi... A? E cumva o ușă acolo? Nu e. Aici trebuie să ajungem, nu? Ce înseamnă semnul ăsta al exclamării? Cum fac să ajung acolo? Poate prin lab reception? Înseamnă că e pericol? Înseamnă că e dangeros? Ok, și continuă de aici. Ce e dangeros aici? Ce se vede? Că se întâmplă ceva dangeros, băieți. Nu se întâmplă nimic dangeros. Păi de aici nu mai pot să trec. What? Ah, asta era, mă! Ok. Ar fi bine să fie ceva bun. Gloanțe pentru Digalina. Ok. Deci am adunat itemele extra. Acum ne putem întoarce și să ne batem cu marele boss. Hai că dangeros dacă e. Da, mă, nu știu, băieții, și-mi fac și troll. Problema e că nu mai știu unde trebuie să mă întorc, sincer. State așa. La reception trebuie să mă întorc. Rafa, salut, despre ce e vorba în joc? Mamă, e cam întârziat la petrecere, sincer. Dacă mă întreb despre ce e vorba în joc. Deci... Oh my god, e vorba despre tipul ăsta! Oh!
Ok. E vorba despre buze dulci. Și ea, cum să zic, e o epidemie cu niște zombi, vezi? Și buze dulci are un iubit. Și ea încearcă să fugă de iubitul acela. Și e cu amanți și chestii. Nu e o epidemie cu zombi și încercăm să găsim vaccinul. Pe scurt. Încercăm să salvăm oameni, se întâmplă lucruri. Da, da, da. Vreau să fac... Cred că vreau să fac shotgun ammo. Da. Punem așa. God damn it, încă mai am 4 gloanțe. Mm-hmm. O să rămânem cu loadout-ul ăsta. Ok. Salvăm și mergem la subsol. Să ne luăm la trântă. Ia și heal. Da, bă. Cred că mai ajunge unul, nu? Oricum mai avem o dată save point-ul ăla mai... mai încolo. Te salut, domnule. Te salut. Nu ai shotgun-ul. Da, 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 așa e. True, nu am shotgun-ul, boys. Aveți dreptate, bă. Aruncă lockpick-ul. Iată, a fost ultimul? Wow, n-am știut. Ba da, mă, băieți, am shotgun-ul. Lăsați vrăjeala. Nu mai faceți mișto. Voi sunteți miștocari. Pregătiți de mare luptă. Trage de ele buze dulci. Era mai frumoasă, mă, fata din Resident Evil 2. Nu știu dacă mai țineți minte. Mă uitam la poze pentru thumbnail. Și... cum o mai chema? Mai țineți minte? Cea cu Claire o chema, Claire. Claire, Claire. Era mai frumușică. Nice shotgun-ul, da, da, da. Acum îl iau, că e... e aici, save point. No! Prea târziu, băieți. Mult prea târziu. Claire, Claire, da. Claire Redfield. Revine în Resident Evil 4, oare? Claire? Sau ce caractere revine? Wow, Marian Romanciuc. God look. God look, mersi frumos, Marian. Bă, e nebunie cu tine. Cu donațiile puternice. Nu știu ce nu vezi la ea, dar eu văd. Băi, Cosmine, lasă-mă în pace cu hormonii tăi. În patru e tot Jill. Da? Bă, mie mi-era dor de Claire, Claire. Ok. Hai să luăm shotgun-ul. Că vor bărbați în chat, mă, să luăm shotgun-ul. Am 500 de arme pe mine. Ok. Nu mai am niciun slot în inventar. Glumești cu mine, X-Slader. Să mai iau încă o dată de heal? Nu ne mai trebuie, nu? Hai, bă, că nu ne mai trebuie, naiba. Mare luptă ce va urma. Ia uite ce e aici. Bă, nebunie. Nebunie în pălărie. Oh, uite-l pe ăla. Ce face Nica? Deja nu mai am slot în inventar. Deci... okay. Darius Cristian, mersi frumos de member. De member și de abonare. Nici eu nu mai știu, ești nebun. Hai să combinăm astea două. Yoinks. Aaa, merge doar 6. Sunt trist acum. Sunt tristache. Okay.
Hai să dăm cu băieții. Asta ne-a făcut rău. Asta e ceva aici? Nu cred. Oh, trag de maneta? Nu, bă. Ok, Cosmin. Încheie jocul, i-auzi. Băi, ești nebun? Bă, uite-l pe ăsta, mă. L-a despuiat. Ok. Bă, nu moare, what? The fuck, dude? What? Nu trebuie să-i tragă ăstea, băieți. Se reface ăsta, ce are, mă? Hai să încercăm așa atunci. Hai, mă, mai și ratez. Da. Nu stăm bine. Deloc. Ok. Ok. Deja e gravă situația, îmi trebuiau două de alea de viață. De ce nu mi-a zis, băi, să-mi iau două de viață, da. Chiar dacă mi-a zis. La O. Asta e Pale Head. Eu sper să nu mai fie. Păi nu e, mă, nebunule. Ia. Shotgun deja avem. Ok, asta e binevenită, dacă găsim și un aroz e perfect. Mamă, păi n-am sloturi în inventar pentru fuse-uri, ești proști? Eu n-am 3 sloturi în inventar pentru fuse. Fuck. Aruncă alea 4 glanțe. O să tragem cu shotgun următorul inamic. Ionică! Ce-mi place câinii mult de tot! Aha. Hai să vedem pe unde vrea să mă duc. Mă încui aici? Oh, bine! S-a dus, cuțul, nu mai este în viață. Face și noi 8000 de like-uri? Sau nu prea facem? Oa, ce se întâmplă, mă? Auzăm niște pași de eroi mei. Nu mă supăra că îl chem pe Yubi. Și nu vrei să-l vezi, mânios. Nu-i așa, Ionica? Yeah? Now what? Da-i roz, perfect! Că o să vină mare boss, băieți, deci țineți-vă bine. Și ăla nu sunt eu. LOL, Rafael, ce amuzant ești. LOL. LOL. Hai, mai dă-mi un zombie să trag în el. Mai dă-i un zombie, atât vreau. Aici e zona... Oh, brodări! Hai să... Ia. Bă, am crezut că e... Real, naiba de chelios. Te dai tu la buze dulci, mă. Hai să luăm asta. Yoinks. Și să facem o extorsiune. Bun. Și vom vedea. Că de aici nu se mai știe. Ce face butonul ăsta? Oh.
Și ce am rezolvat? Ah, nu mai e dead end aici. Ne-am făcut o mică scurtătură. Dar de ce e toată zona asta roșie? Am ratat eu iteme? Credeți, vezi? Nu prea înțeleg, dar mă rog. Îmi este frică de această creatură. Nu o să fie frică. Sunt abonații puternici aici pe chat, au dat și 8000 de like-uri, n-ai ce să le zici. Nu uita să dați un like și un subscribe, spune Alexa. Da. Da. Oh, acum m-am prins, mă. Trebuie să urcăm acolo. Rafa, ești aproape de final. Așa este. Top. Thank you. Mădălin cu 10 lei ne spune salutare. Salutați-l și voi pe Mădălin, băieți. El v-a salutat ca un băiat respectuos. De ce nu dă gloanțe pe pistol? Ok, hai să continuăm. Vă place zombiul ăsta, băieți? Și fete? Zici că are ochii ieșiți din orbită, așa, nu știu. Ok. A, e scurtătura la save point. Da, mă, altceva. Altceva. Save Alanis. Aici era la stânga. Oh, e. Oh, memo. Aha, diferiți pacienți. Vezi că mai vine iubi? Băi, eu cred că da, sincer. Ăla nu scăpăm de el. Așa. Deci noi avem nevoie de 3 fuse-uri, nu? Ce pasă? Ce pasă? Bun. Ok, ok, ok. Ne simtem bine sau nu? Fugi! Prea mult 3 arme. Ne vom rezuma la 2. Mai ții minte pe Ada, dar... Parcă mi-a plăcut mai mult Resident Evil 2. A fost și puțin mai complex, mai complet, mai mare jocul. Dacă știi ce zic. Gata, mă, avem sloturi ca lumea. We Gucci boys! Mai avem nevoie de încă un fuse. Și nu știu de unde îl luăm. Întrebarea întrebătoare. Trebuie să ne întoarcem? Ia stai, să declim de aici de sus. Acolo e, cred. A? No, cred că... A? Ok. Ok. Te urmăresc de când jucai cu Coconut Brack. Era Mijia. Înseamnă că ești vechi pe canal, mă. Ești OG. Bun, hai să dăm asta jos. Boing. Și era drept în față. Deci o colim așa. Ușurel o colim pe aici. La dreapta.
What? Trebuie să deschidem ușa asta. Cum ne ridicăm de cu platforma, e întrebarea. Platforma asta ar trebui ridicată, ca noi să ajungem acolo sus, să facem tip-til pe aici, sau... A? Pe aici? Nu cred. Ia stai să vedem. Păi și termina asta poți să joci Roblox? Da, bro, dar cum să nu? Nu e mai aici sau m-am înșelat eu? Măi, e ceva acolo sau nu? Ce părere aveți? E ceva acolo sau nu? Cred că da. Cum urcăm sus? Deci de aici am luat un fuse. Stai să o gândesc. Lift lever, da. Nu Roblox? Nu cred. Nu credeți că e nimic acolo? Eu cred că acolo e. Cum ne, cum trebuie să... Ori ajungem... Poți să sar pe acolo? Nu cred. De coborât cu aia era tot o cutie foarte importantă. Să analizez tot pe aici, să vedem ce naiba se întâmplă cu adevărat. Deci nu avem acces aici. În asta nu, trebuie să mergem în partea cealaltă. Bun, bun, bun. De ce nu se ridică pârnaia asta? La placaj, exact acolo e. O să ajung cumva deasupra? Să ne ridicăm. De aici mă uit așa. Am descoperit, băieți și fete. Am descoperit calea. Calea lactee. Despre ce cutie vorbești, Cosmin? Ce cutie am ratat? Hop. High grade gunpowder. Ala e, mă. V-ați îndoit că nu vom găsi calea, dar am găsit-o. Oh, goodness. Am crezut că a venit Yubi. Ok, ok, ok. Brodere, e gravă treaba. Ar fi bine să-mi cargi repede, repede, repede! Încarcă repede! Aaaa, mă boșcă! Ok, ok, suntem... We Gucci, we Gucci. Cred că merge una de asta aici. Bam, boy! He's thick, boy! Ok. Deci erau la pachet, frățiorii. Da, tat. Here goes. Nu știu, unde trebuie să ne pun? Hunt for fuses, restore power to the elevator. Întrebarea adevărată e unde le pun. Și am pierdut că acum am primit notificare. Păi dacă nu ești pe serverul nostru de Discord, link în descriere. Când cobori cu aia, uită-te în jur și o să vezi foarte... Care aia? Ce înseamnă aia? Care, la care platformă te referi? La platforma asta sau... Ia știu... Care e liftul unde trebuie să punem fuse-urile? La lift. Cobori cu aia, numai cu aia poți coborâ.
Hai să vedem aici. Aici era ăla? Oooo, s-au trezit frățiorii, mă. Oooo, ia uite-i, mă. What? Stai, mă, parcat. Trage! Frumos. Foarte, foarte frumos. Uite. Foarte real, nu am văzut nemernic. Ah, ăstea erau. Cosmin, zici că ar trebui să mă întorc ca să iau cutia aia, gen, am ratat ceva foarte important? Sau? Pursue Nicolai. Da. Bun, zi-mi exact unde pe hartă. Stânga sau nu știu cum, direcționează-mă cumva, ce cutie am ratat? Te referi în zona asta sau în zona asta? Sau unde te referi? Ca să înțeleg, ce cutie? Dacă am ratat cu gloanțe sau ceva... Uite-i pe acolo. Cadavrele! Cum să-mi dau viață? Într-adevăr, zona e roșie și nu înțeleg de ce. Ca și cum n-am luat iteme. Și care-i faza cu lift lever? Aha. Unde era aia de save? Ah. Ok. Ok. Hai că oricum trebuie să dăm save. Deci în cealaltă zonă, că așa mă gândeam eu. Eu credeam că zici de zona asta. Bun, bun, bun. Adrian Iulian cu 5 lei. Aaaa, mai pot să trag înapoi de... De dânsa. Nu cred că pot să mă întorc pe aici. Să mai iei heal și gloanțe și chestii. Nu cred că pot să mă întorc. Aia e problema. Nu mai am cum să mă întorc. Că eu pe aici n-am cum și pe partea altă nu pot. Deci n-am decât să mă duc după ăla. Treci pe sub aia? Nu cred că merge. Continuăm așa. A scăpat. Unfinished activity log. Am înțeles. Opa. Se întâmplă, băieți, țineți-vă bine. Printre rafturi. Tyrell. I got through. They're willing to negotiate. Vor să negocieze. They'll call off the strike if, and this is one big ass if. We can deliver the vaccine to them. Dacă le putem trimite vaccinul. Înainte să lanseze rachetele. How long do we have? Hours, maybe. Avem câteva ore la dispoziție. Waste one more second. This way. Hai să nu mai rosim nicio secundă. Hai, mă. Hai să facem treabă. We'll find the vaccine up ahead. Ceva e în regulă, de ce se duce el în față și eu nu pot? Sure, you don't need to stop? Stop and do what? I got your back. Ok. All right. Let's get this done. Hai să facem atunci.
Am jucat așa cu brotherul. O, e iubitu! E iubi! N-ai murit! Mă mică căpățâna. Oh! My god, Mitch! Here comes the money! Oh my god, no money! Here comes the money! Oh shit, boy! S-a terminat, șmecheria, fugi, buzetul! Bad timing! Oh god, Sergiu cu 11 euro! Mersi frumos, Sergiu, apreciez susținerea. Puțin la momentul nepotrivit, dar e în regulă. Ia vaccinul. Oh, Doamne Sfinte. Ok, Tyrell. Rip Tyrell în secțiunea de chat. Storage, frumos. Deci o să fie mare, mare luptă, este. Hai să scoatem toată muniția. Nu știu dacă să scot pistolul ăla. Să-l folosim. Toată artileria. Tot. Tot am folosit, nu mai e niciun slot în inventar. Unul singur, să-l folosim cu cap. E ușura bătălia lui Buzetu și cu Money? Se poate. Recomand să-ți faci Twitch pentru a juca jocuri gen Doom Eternal. Da. Nu se pun că era încă în viață. Îi dăm la păpăneață. Handgun ammo. Stai încă n-am murit, mă. Hai frate, glumești. Glumești cu mine, Slader. Mori, bă. Și acum sunt și rănită. Uite-l pe ăsta! Bă! Mori, bă, o dată, am tras 10 gloanțe în el. Hai, frate, what? Lasă 3 locuri libere, îți va trebui, man. Fucking hell. Jocul ăsta e insane, mă. Ok, avem 2 locuri libere. Al treilea loc liber, care n-ai, bă, mai e? Trebuie să plasăm materialele. Ia niște gloanțe. Synthesis? I have to make it myself? Alright, gotta figure this out. Eseu. Sinteză vaccin. The most efficient vaccine, both an antigen and an adjuvant, are required. Am înțeles. Ok. Eu credeam că nu mai vine, iubi. Vine, mă. Nu mai da 100 de mesaje, Cosmin. Zim doar ce e important. Să punem gloanțele în ăsta. De fapt, stai, scoate. Încărcăm. Și salvăm. Și avem fix 3 sloturi, ar trebui să ne ajungă.
Da. Bun, de ce storage cu roșu? Ce? N-am luat un item, uite la aici. Ce aveam? Da, n-avem ce face cu el. Că nu mai avem gunpowder. Ok. Deci ne apropiem de final, băieți, sunteți pregătiți? Poate te trezești cu amantul lui Yubi? Da, să vedem. Ok. Deci în camera asta trebuie să adunăm itemele pentru vaccin. Override key successfully generated. What have we here? Override key removed. Avem cheița. Umbrella flash drive. Deci astea sunt alea 3 sloturi, să înțeleg? Păi și putem să coborăm de aici sau... O ajungem acolo, e întrebarea. Trebuie să coborăm. Aici e blocat. Nu, ia stai. Nu, aici am fost adineau, ia să coborâm. Dacă tu faci un showcase, ce să faci pe zita San Andreas? Nu cred că e aici. Oh, da. Cu stick-ul? Oh! Bine că se deschide ușa automat aici, că dacă nu... Să nebunesc. Mai vrei? Mai vrei? Ăsta? E de-al nostru ăsta. Mamă, ia vezi la brother-ul. Mai vrei? Dă-i! 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 Bă, dar mănâncă gloanțe ăștia. Mamă, și avem doi acolo. Puternic pistol. Tu de unde ai apărut, mă? Iliuță, de unde ai apărut, mă, și tu? Gata. Bun pistolul, n-ai ce să zici. Le dau one shot. Da. Altă viață. Bă, n-aș lua alea verzi. Că dacă zicea Cosmin că ne mai trebuie doar... Bine că îmi dă două gloanțe, ca și că trebuie 3-4 doar să omor unul de ăsta. O să lăsăm aici itemele, că mă gândesc că poate nu mi-am sunat un inventar după aia sau habar n-am. Nu, te cred că și nu mai ești în viață. Ok. Să unim astea. Facem ceva viețulică. Ți-am citit mesajul Ninju. Te uiți în urma la live? Să o răs cel mai tare, frate. Îmi spamează un mesaj. Chiar dacă l-am citit deja. Gunpowder nu ne mai trebuie. This must be what powers it. Ține-l. E puternică, mă, fata noastră. Haideți cu 10.000 de like-uri. Ar fi bombă să facem 10.000 de like-uri. Mare, mare bombă. Dar cred că putem să facem cu ușurință. Ușa, te rog. Wow.
uitați, băieți. Dă-i cutia pentru pârnaia asta. Mergem până sus ca să facem o combinație. Pardon? Pardon? Asta nu-l mai luăm. Opa, ăla nu e tiratul? Cine ne vei tiratul? Credeți că ăsta e tyrantul? Din... These are tyrants. Da, bă. Din Resident Evil 2. Jesus. Is this where they're made? Ia uite-i. Cine-i creează? Vreau să văd... Cred că... e o evoluție, mă. Și asta e varianta finală? Oh, noi, bă, nu prea e. Poate ăsta. De fapt, nici ăsta. Pare stomacul. Ăsta? De fapt, niciunul din ei. Încă... sunt la eclozat. Mai e. Scuze că nu am auzit. Da, nu știu dacă se uită lumea la San Andreas Mod Showcase, dar poate încercăm o dată, nu știu. M-am încremenit aici. Ia zi, mă, brother, ești în viață? Nu ești, că ești de-al nostru. De ce m-am întors sus? Ia uite-i, mă, frățiori. Ține-o pe asta. Ține de aici, de aici. Ține-o pe asta. Voiam să-i nimeresc pe aia. Ok. N-am irosit decât 30 de glonțe. Suntem în regulă. Nu vreau alifie de asta. Ce e drept, toate ne trebuie asta, că o depozităm. Bună. Bună, ce mai zici? Expression of concern. Please let me to send a heartfelt congratulation to you and your colleague, Umbrella Europe. Oh, suntem cu Europa. Nemesis. Așa-l cheamă. N-am unde să-l pun. Grea decizie. Ce distrugem? Cred că mai bine distrug glonțele astea. Sau? Yay! An adjuvant sample. These are combined with antigens to increase immune system response. Yay! Dar nu pot... Păcat că nu te lasă să-l combin direct. Ba da! Uuuu! E gândită, mă, treaba. Vă zic. Ăștia ce sunt? Ăștia sunt copii? Al naiba să fiu. Ce-i asta, băieți? Marvi cu 5 lei. Ce pianul ăsta așa? Ok, acum o să ne întoarcem și o să dăm de niște monștri gigantici sau care-i faza? O să jucăm Far Cry Primal levelul următor? Ba ține bunii cu Far Cry Primal! Poate jucăm un... de test. Ce s-o gândim, băi, zici că suntem în... Death Note? Unde suntem? În... Ce melodie asta așa, diabolică de pian? O, bă, nebunule, care ești? Că nu eram pregătit. Uite-o pe asta. Mai sunt doar o domniță! Hai, bă, nu eram pregătit.
Mare party, caution. Ce nu știți voi este că eu sunt pregătită. Cu două de-astea de viață. Cine tot trimite, mă? Sec! Mi-a dat cineva sec! O să treci vreodată Subnautica Below Zero. Păi am jucat pe canal Subnautica Below Zero, caută și vezi. Momentan nu m-am mai jucat pentru că așteptăm să se mai fac update-uri. Secu. Dar azi nu mai postez episod horror? Nu, nu, nu. Ăsta e episodul horror de azi. Nu-ți place, Beatrice? Ok, aș vrea să mă întorc puțin în cameră. Nu mai contează, hai să mergem sus. Ai găsit ochelari VR? Nu aici era, nu? Ce nebă e asta? What, am ajuns aici din greșeală. Din greșeală. Do la poponeață, băi. Mai trăiești sau? Care-i faza cu camera asta? Ah, sunt gloanțe, am înțeles. Ok, nu mai avem spațiu în inventar așa mult. Se trezesc zombii ăștia, se culcă, se... n-au nicio stare. Nici ei nu știu ce vor să facă. Acolo e închis. 26.1.8 euro. Ok, ok. Hai să vedem vaccinul, îl facem acum. Pe loc. Unauthorized materials detected. Either I've got this wrong or I'm missing a step. Unauthorized materials detected. Really? Trebuie combinate astea undeva? Mai trebuie un ser. Oh, nu, băieți, ce ne facem? Ne mai trebuie un ser. Ok. De ce vedem că sunt confuz? Deci pe partea cealaltă. Asta e Animal Crossing? Asta e departe de Animal Crossing. Asta e departe de Animal Crossing. Bun. Se deschide ușa aia din față, întrebarea mea. Da, atunci da, într-adevăr. Pe aici mai e ceva, cred. Sau? Aba, nu, pe aici am venit eu, lol. Lol. Ce-am ratat, e întrebarea. Deci mi-am dorat un ser, dar de unde? Oh, brodere, hai ca să văd. Odată. De două ori. De trei ori. Gata? Bun. Deci eu de aici de sus l-am luat, corect? Facem o recapitulare.
Voi mai faceți școală online? Sunt tare curios. Weaponry authorized request. Recently some testers have developed a new mutation granting them very high regrowth abilities. Our team refers to those specimens as pale heads, cap pallid. Voi face școală online? Și între ce ore faceți școală online? For this reason I would like to request that high powered weaponry capable of selling pale heads be issued to all of our employees. Wow. Bun, deci acolo am fost odată. Asta e 2F. Deci noi am fost în laboratorul ăsta, da? Lab 1. Aici știi că am ratat ceva, cred că aici, nu? Nu, de fapt. Ăsta. Să facem mare combinație. Perfect. Laptopul ăsta merge? Nu. Deci aici nu e nimic. Aici, n-am luat ceva de aici. N-am fost la ore? Altă viață cu Deagle? Păi da. Ok, și aici. Nu înțeleg unde am ratat serul ăla. Combinele, bă. Oh, true. N-am gândit-o pe asta. Credeam și eu că e mai complicat. Să încerc să bag serul, să-l răcesc. Credeam că e mai complicat, adică nu doar le unești între ele, credeam că ne ducem la un aparat și le unim sau ceva. Gaming setup, boys. Nu mai aici nu e nimic. Am făcut eu ceva greșit, probabil. Ne întoarcem înapoi sau ce fac? Yeah. Acum du-te pune vaccinul. Bă, dar voi sunteți și nemernici. Păi mi-a zis că mai îmi trebuie un search și acum zic să vă să pun vaccinul. Oh, gunpowder. Bă, suntem 8000 pe live și nu facem 10000 de like-uri. What the fuck, dude? Nu dă nimeni like. Voi vă uitați aici, dar nu vă place și la ce vă uitați? Nu pricep. Explicați-mi. Gata, mă, în sfârșit. Finally. Finally. Gata, cu avem serul și vine mare boss fight. Asta ați aștepta cu toții. Lupta cea crâncenă. Eu am luat vacanță. Ați luat vacanță cu toții, cred. Uf! Vei juca The Last of Us, God of War sau alte exclusive de PS4 ca sunt sigur că abonații ar vrea? Da, dar nu ar vrea abonații, asta e problema, mă înțelegi că altfel le juca de mult timp. Oh, gloanțe acolo sau ce sunt alea? Mamă, uite cât te-am ratat aici, ești nebun? Ok. Astea sunt binevenite. Astea sunt binevenite. Și ce am mai ratat? În fine.
Gata, vaccinul funcționează. Se întâmplă lu... What? Pe toate 50. Merci, I love Romania, the membership. Yes. Pornește vaccinul. Se instalează serul. Sinteză completă. Cum arată, zici că e... Arată ca altceva, sincer, dar nu comentăm aici. Aici nu se comentează pe canal. Robi, mersi de abonare. Bă! I-a făcut fular la gât, ești nebun? Sunt în viață? Hai să o dăm. Escape the facility. What? Cum fac așa ceva? Intru ca șobolozaurul? Wow, ce mi-arăți tu mie aici. Nice gameplay, boys. Hell yeah. Am înțeles, ăsta chiar ne iubește, văd. Ne face fular la gât cu limba lui sau ce naiba asta. Adi, mersi de membership. Ce ciulea. Dă-i. Ce trebuie să fac? Hai că se poate. Ce pun băieții piersicuțele pe chat. Gata, m-am scăpat. Ăsta a fost finalul jocului. V-a plăcut? Sau nu? Este? Mama mea, că și am spațiu în inventar. Am 15 de-astea de HP. Bă, frate, n-am spațiu în inventar. Aveam 3 de-alea de viață. Ok, deci pune așa. Hai să ne gândim puțin. Avem foarte mult explozibil. Și nici nu pot să încarc. Shotgun avem, d-astea avem. Să facem pentru shotgun. Ah, nu. Ok. N-avem altă opțiune oricum. Mag ammo, take it out. Încărcăm. Gemănaru George este membru, mersi frumos, George. Dankeschön, cum se zice. Hai să vedem. What in God's name is this place? E clar, băieți. Marele boss fight va avea loc aici, buze dulce și pregătită. O duc să iau tot. Ia, frate, tot. Să nevoie doar de multe gloanțe, nu să nevoie de explozibile? Ok. Ia toată aghiazma cu spray. Salvează pentru că e ultima noastră salvare. Și s-a terminat tot. Hai. Pistolul cu burst? Ziceți, iau pistolul cu burst în loc de asta cu deagle? Sau să înlocuiesc pistolul inițial cu ăla cu burst. Mersi frumos, Ovidiu. De 5 leuți. Ziceți că e mai bun pistolul ăla decât ăsta normal?
Na, hai să facem. Nu. E ok, șaman. Era ceva pe jos și am ratat eu. Mă rog, avem salvarea. Vine! Hai mă, că a sosit. Ține-te bine! Mamă, după căzătura aia trebuia să leșine. N-ai cum să cazi așa. De ce am impresia că monstrul să-l omoare pe Nicolae? Vaccinul. I don't think the wisdom I've been trying to impart on you is getting through. Now I know you can't put a price on life. But I'm in this business to get paid. Dar sunt în afacerea asta ca să fiu plătit. Hai să facem o afacere. Te duci, te bați cu Bosache și înregistrezi și vând filmarea. Put on a good show and maybe I don't need the vaccine. Poate nu am nevoie de vaccin. De acord? Bun. Bagi, man. E un nemernic. Eu sunt o fetiță amărâtă și tot pe mine vrea să mă pună să mă bat. Unde e iubit când ai nevoie de el? Nicăieri, pentru că în viața asta trebuie să te scurci singur. Asta încearcă jocul să te învețe. Mare ufăr. Hai să o dăm. Bine. Stai acolo. Nu știu ce am luat, dar am luat. Dark Souls, tu ești... Hai mă, cum am ratat? Stai și tu pe loc, ce naiba faci? Stai mișcace. Stai zis cum e, băieți. Nu te mișca, brodere? Suntem pe caution, deci... E timpul pentru aghiazmă. Gata, mă. Gata, tată. Carlos, ești ok. Lasă-mă să te ajut. Nu e, mă, gata? O să ok. Bun, bun, bun. Dă-i cu electricitate la ouă. Dă-i la ouă. La nemernic. Bun. E mai bun burst, într-adevăr, că tragi toate gloanțele. Ah, god damn it. Iar faci pe câinele. No. 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 He's hiding behind tank 5. No. Nu știu dacă e vreun zombie pe lângă mine, dar... Pap! Urc! What? Bosache! Stă-te și brădere! Că nu mai ai muniție, piua! Nu mai fă pe câinele! Mă mănâncă obrazul. Unde e, mă? La ce număr e? 7. Hai, hai, că s-ar fix ăsta. Hai, mă! What? Sunt pe danger. Ia de aici. Omoră bietul zombalău. Oh, fuck! De ce nu se ferește, mă? Fugi! Să nu că e timing-ul. Da, e timing-ul, mă. Și nu mai am cu ce să-mi dau viață. Nimic, mă. Frate, nu-i niciun item de heal, de...
zice să-mi pușc. Ce butoaie? Dă-le naiba de butoaie că sunt mort. Dă-le naiba de butoaie că s-a terminat. Oh my god, mai trebuie de alea de viață. Pro gamer move? True. Frate. Mai au vaccinul ăsta cu mine? Cum fac să car astea de... de store și mai au una de viață. Gen, alea roșii pe butoaie să-l arzi. Ah, am înțeles în... Ok, ok. Got it. Got it, chief. Pio-a, pio-a, pio-a. Pio-a! What the? Come on. N-am murit? Okay. Bă, nu mi-am luat burst-ul. Oh, no. Ok. Avem de tras. Jill, is that you? Bun, bun, bun. Trebuie să mă duc să mai adun iteme de aici. Să plece fraierica brașoveanu. Trebuie să trag acum. Da, da, da. Trebuie să trag în ăsta. Am înțeles. De capul tău. Îi dau la poponeață! Bă, ce-i așa zoom din joc? What? Da, 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 hai, hai. Ba aia. Dai, dai, dai. Ei, că mă mănâncă strâncenele. What? Nu m-am ferit. Ok, sunt în danger. Sunt hold on, brodere, dar nu prea mai ține mult timp asta. Number 15. Hai, hai, hai. Mă descurc. Oh my god. Dă cu digălu. Hai, mă lasă-mă-n pace, mărlane. Ia că a venit și ăsta, bă! Nebunie! Bă, bă, ăsta n-are răbdare. Ia de aici. Pro gamer move. Oh, suntem în mare pericol. Suntem în mare pericol. O să încarci arma asta, ok. Suntem la caution, hai să-mi dau cu puțină aghiazmă spray. What? Bun. Ia! S-a întâmplat! Bine mă, caraua! Folosiți și este cațeri? Rup maxilaru! Bine! Asta a fost! V-a plăcut, băieți? M-am uitat la tot live-ul de ieri? A fost bombă! Mersi, Cristian! Voi topi nemernicul ăsta! Îl topește! Gata, mă! Până aici a fost! Ia uite-l, plin de sânge, cum se topește. Yeah!
Gata, mă, GG în chat. L-am rupt pe fraier. Ne întâlnim cu Amantov. Deci iubitul e oficial mort. Nicolae, where did you go? Oh, am și uitat de Nicolae. I have to get that vaccine back. Ah, ne-a furat vaccinul, așa e. Mamă, cât Nicolae ți-a dus shotgun. Ok. Bărstul nu ne trebuie. Luăm toate astea. Gunpowder. Dar nu mai am gunpowder. Eh, e ok. Oh, am rătat ceva aici. Da, bă. Weapon spec shit. Shit. V-a plăcut lupta? Hai că n-a fost chiar așa greu. Parcă era mai enervant în Resident Evil 2. It's done. S-a terminat. Dă-mi vaccinul, ticălosule. Mie îmi plac banii. Lasă arma jos. Wow! A venit iubii înapoi? Nu te cred. Wow, s-a transformat! Ce e bă ăla? What? Renaște ca un fluture ăsta. Renaște ca un fluture! Have you ever seen anything so incredible? The diver on this would be worth millions. But... you know how it is. City's about to explode. Orașul se explodeze. You can't put a price on life. Nu poți pune un preț pe viață. Baftă! Dă vaccinul, nemernicule! Du-te după Nicolae, are vaccinul! Și cum rămâne cu tine? Mă descurc! Hai că te descurci! Nu ne va bate un... o adunătură de oase, un om, așa ceva! Ultima dată! Ok, defeat the creature, what the fuck, baie? Ce... unde ne va trage? Asta nu va funcționa. Da, cred că... oh my god. O să dropăm asta. Ok, fii atent. Tu ții asta momentan. Ține puțin asta. Holy shit, uite asta. What? Ce asta, bă? Cheat code-uri! Hesoiam! Dă-i cu Hesoiam-ul! Dă-i la nebun! Oh my god! Are nevoie de... electricitate ceva. Ok. Trebuie să apăsăm astea. Aha, m-am prins. Ok, fii atent. Ah! Oh, bă! Ține asta. Ah! Ok, nu o să fie chiar așa ușor. Am înțeles, am înțeles. Mai ține puțin asta. Hai, mă, zici că-mi dă așa una peste bot. What the fuck? Felt that, did you? Oh, I see. Aha. Poate acum? L-a luat somnul. Dă-i nouăle alea? Ha ha! Alea!
L-a luat somnul, mă, obietul om. După asta muncă. Oh, fuck. Uh-oh, stai. I-am luat bani, dai și mie am bani. Eu văd că n-ai bani rare și la citere de fel pe Discord. Bă... Numai mie mi se întâmplă, mă. Opening compartment. Dai. Dai la good leisure. Filozof 2020, true. Damn, it needs power. Bă, dar chiar are forță buzedul să ridice, să-mi împingă, face tot ce se poate face. Poate încărcăm și noi arma, zic? Acolo. Și cam astea sunt, da? Mă invit la nuntă? Păi da, Petru. Toți sunteți invitați la nuntă. Toți abonații. Poate între timp vă mai abonați și voi la canal să faceți și un milion. Zic și eu, nu știu. Le-ai împiept cu arma șmecheră? Fugi. Nu, no, să-l mai culcăm o dată. Trebuie să-l mai adormim o dată pe brother. Ah! Ho, bă, nu vezi că iau iteme nemernicule. Gata. E puțin ironic pentru că Edita mai monstru, dar e cel mai simplu de bătut dintre toate formele lui. All power sources activated. Hai să o dăm! La nebun! Bă, i-am dat focul coașă, nu i-am dat în piept. Ăsta e finalul, băieți. Îi spargem căpățâna. Ăsta e finalul adevărat. Ia de aici! Oh my god, l-am spart! Facem baie în sânge! No! Good riddance! Am scăpat de el pe bun, Nemesis down! I repeat, Nemesis down! Bă, ce urât e ăla. What, pot să trec pe aici sau? De ce am avut impresia că pot să trec pe aici? Nu mă întrebați. Ok. Hai să ne dăm o dată cu asta. Și gen... Ne luăm niște iteme de pe aici. What? Chiar am venit și grenadă? Hai să dăm discard. Bă, dar de ce se stachează, mă, astea? E o scară? Cred că nu mai are rost să iau itemele acum, nu? Așa, hai să vedem. Scara. O văd acolo. Hai să-l prindem pe Nicolai.
Punem grenada aici la shortcut la 4. Să fiu periculoasă. Nu pot să-l las pe Nicolae să scape cu vaccinul. Dar explicați-mi mie, ce vrea să facă cu vaccinul acesta? Ce facem noi cu vaccinul dacă îl recuperăm? Pe cine vaccinăm? Sau avem nevoie de vaccin ca să creăm mai multe... Să-l multiplicăm, ce să creăm pentru toată lumea? Asta e întrebarea mea. Nu știu unde am ajuns, dar ok. Oh, nu. L-a omorât pe... Și Amantul a murit. Oh. You're not going to stop. Nu mă vei opri. Ok, câștigat. Promised you this, didn't I? Ți-am promis asta, nu-i așa? No! Do you have any idea what you've just done? Ai vreo idee ce ai făcut? No, no. Don't care. My client ordered me to do something. Ai lărgit bestia. Știam că puți. Acum nu o să injur. Yes. E timpul să plec. Papa, doamna Valentine. Păcat că nu m-ai ascultat când ai avut șansa. Oh! Mare pumnal ce a luat. Oh, bă, dar să bate ăsta, mă, ești nebun? Împușcă-l! O să-l muște de mână. Nu pot, o să te lovesc. Fă-o! Oh, no, boys! Oh! Carlos! Mai trăiești, Carlos? Ți-am spus că nu poți să lăs într-o lume fără Carlos. Ar fi fost prea crud. Vom rămâne cu el? Damn! Why'd you do it? De ce ai făcut-o? There's a price tag for everything. Este un preț pentru orice. Even letting the world burn. Chiar să lași și lumea să ardă. Pentru cine lucrezi? If you get me out of here. I'll pay you. Spun dacă mă scoți de aici, te voi plăti. Ești o proastă! Dacă eu mor, n-o să afli niciodată adevărul. Oh, nu adevărul. Nu mă deranjează să fac puțin pe detectiva. Yay! Se întâmplă lucruri! Messi mi-a dat subscribe pe YouTube! N-o să aflăm niciodată secretul. Dar nu înțeleg acum ce ne facem fără vaccin. Pe ăla l-a spart, deci o să moară toată lumea? Joe, you alright? Ești în regulă? There it is. Acolo. Racheta! Lady. Mare bombă nucleară. Au eradicat tot orașul ăia. Ok, acum țin minte ce trebuia să facem cu vaccinul. Să-l dăm celor care trimiteau racheta acasă, nu mai trimite racheta. Da, 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 acum pricep. Care era planul inițial. S-a terminat. La revedere, RC. GG, băieți. I felt empty and cold as the heat from the blast washed over us. All this death wasn't caused by a monster-making virus. It was greed. A fost lăcomia ce a adus ca... ce a adus la moartea acestor oameni. Nu virusul care transforma oamenii în monștri. I decided then and there. The ashes of Raccoon City would be Umbrella's ashes too. I would end them once and for all. Am decis că rămășițele orașului vor fi și rămășițele celor de la Umbrella.
și că o să distrugă aia tot. Nu știu, poate... Probabil continuă în Resident Evil 4, pentru că, nu știu, zicea cineva că... Da, va fi... Dacă nu mă știu, cred că... Nu știu că au anunțat dacă vor face remake-ul la Resident Evil 4, dar cred că vor continua dacă au succes cu jocul și dacă are vânzări bune și așa, ceea ce cred că are lumea interesată să vadă. Deci cred că mai mult ca sigur vom vedea și un Resident Evil 4 unde continuă și sunt super nerăbdător pentru 4. Mi s-a făcut și piele de găină, ești nebun. Sunt super nerăbdător pentru 4 pentru că din ce am înțeles apar câteva caractere din 2. Ar apărea Leo sau nu mai știu. Ar apărea adevărata buze dulci. Și că au fost băieții puțin supărați cum au făcut joculețul acesta, că au exclus anumite lucruri pe care jocul original le avea. Dar indiferent, a fost destul de fain jocul, mi-a plăcut, mă gândesc că v-a plăcut și vouă, a fost un număr extrem de mare pe live-urile acestea și apreciez foarte, foarte tare, mă bucur că v-a plăcut, chiar nu mă așteptam, sincer, nu mă așteptam să vă placă așa tare seria Resident Evil, sigur, de fapt, am zis la începutul live-ului, că se zvonește că la anul vom avea un alt Resident Evil nou, dar nu 4, ci 8, care va fi practic continuarea după 7, dacă nu mă înșel, în genul de first person, nu third person cum e ăsta, adică, înțelegeți. Însă, poate se lanseze și 4 și 8, adică nu știu, dar, na, ca idee. Chiar nu mai așteptam să văd așa multă susținere la Resident Evil. După ce a fost Resident Evil 2, care a avut multă susținere, mă gândeam că la 3, poate ați mai uitat, știi, numai așa. Dar chiar a fost nebunie foarte tare. De aici mă bucur să văd că mai există interes și pentru jocuri cu poveste. Nu doar jocuri indie pe care le jucăm pe canal. Apreciez dacă doriți să vă abonați la canal, poate sunt oameni care nu mă cunosc așa bine și au venit pe live. De XRius, mersi frumos de 5 leuți. Mateo, ți-am dat skip acolo, ai devenit, te-ai abonat cu membership, mersi frumos. Mateo Bidian, Podarul cu 2 euro, bravo Rafael, ai lărgit bestia, știam toți că poți, acum nu o să înjur pentru că nu prea în cioaca mea, te-am păcălit. Da, am dat skip Podarul la că era cutscene și știi ce zic, e prea invaziv. Vă mulțumesc mult pentru atenția acordată, băieți, știu că mulți știți acum că s-a terminat jocul. O să ne uităm la cutscene-ul ăsta, la ending screen, poate mai e ceva după. Și vreau să mai continuăm cu jocuri cu poveste, numai că este greu să găsești jocuri cu poveste, mersi frumos Rareș de abonare, e greu să găsești jocuri cu poveste care să vă intereseze și pe voi. Cam asta e chestia, știu. Dar a fost fain jocul, chiar mi-a plăcut. Mai scurt, mi-ar fi plăcut puțin mai lung. Câte ore a avut? Deci nu e că am terminat jocul în vreo 6 ore, 7 ore? Resident Evil 2 cred că l-am terminat în mult mai multe ore. O să ne uităm acum după. Ce mie dor e de un joc precum Resident Evil 7. First person, într-o casă de aia gigantică, cu tot felul de monștri ciudați. Ăla era fain. Și era foarte straniu așa, adică dacă mai țineți minte DLC-urile, când venea bunica și ne dădea mâncare sau jucam blackjack pe viață și pe moarte cu ne tăia oia mâinile dacă pierdeam. Da. Mamă, zboară ce atunci nebun. Vă mulțumesc vouă de 12.000 de like-uri. God of War, Far Cry Primal. Putem să dăm la vot și să încercăm data viitoare. Putem. Și vedem dacă mai apucăm anul viitor Resident Evil 4, dacă nu devine pandemia din joc cum e în viața reală, sau invers, mă rog, o să-l prindem, nu vă faceți griji. Paul, am văzut acolo, nu e nevoie să spamezi, că mai spamă, cred că de 5 live-uri cu acest tot joc, Doom Eternal. Dacă votează băieții și așa, o să-l jucăm măcar într-un live 2 ore, vedem. Așteptăm să treacă creditele. Rareș, mersi de abonare. Pe care trebuie să-l dau mai încet, nu? Hai să-l dăm puțin mai încet, că probabil nu mă aud ca lumea pe live. Da-l mai așa. Da, a fost... A, pot să dau skip? Dăm skip, băieți?
fost fain jocul, nu zic, dar am văzut că s-au plâns pe Steam ceva oameni acolo că e prea scurt sau... nu știu, se justifică să zic 7 ore de gameplay pentru 60 de euro? Da și nu. Depinde. Că de 60 de euro poți să ții alt joc în care te joci 100 de ore sau 200 de ore. Nu dăm skip? Cred că e pe terminat oricum că apar logo-urile. Roxana cu 10 lei. Salut, Roxana. Da, deci chiar a fost multă lume interesată la... Salut, Marius, salut. Chiar a fost multă lume interesată la Resident Evil, l-am crezut vreodată. Sincer, să văd data susținere la jocul ăsta. Acum rămâne de văzut dacă... Da, am văzut mesajul tău, Marius. Anunță video din pădure. Pe ce, ai pus video, Marius? L-ai uploadat? Cred că a pus Marius video, nu știu ce încearcă să-mi spună, băieți. Puteți să verificați la el pe canal. Dacă a pus video din pădure. Copyright sau sal? Da, probabil e copyright melodia, dar asta este oricum mai contează. Acum e înrandat. Ah, ok. Na, pe aia 10 euro pe care îi făceam din monetizarea de pe video, oricum nu mai contează, știi că susțin oamenii care se uită la live direct prin membership sau donatorii de aici. Aici nu mai contează. Că e melodia. Nu, am crezut că se termină, dar câte nume mai sunt, bă, aici? Ia, skip. Oh, ia. E vaccinul, e la spart de vaccin. What? L-a luat. Cine era ăla, băieți? Ia, mă, clear time. 4 ore? What? Am crezut că e 7. Am murit de 7 ori. Rank C. Ok. Vreau să văd un ok în chat. Ok. Deci 4 ore, sincer... 4,45, 60 de euro, e puțin cam tras de păr, sincer. Total playtime, uite aici. 5 ore 48, e ok, știi ce zic, doar că sunt scumpicele, mă, jocurile astea. Dar merită, adică este extrem de mult efort depus pentru a face un astfel de joc. Mai e ceva? Resident Evil 3. Nice. Nice. Mi-ar plăcea un Resident Evil unde ei pot unde să poată să adauge și DLC-uri. Cam asta mi-ar plăcea să văd de la Denshi. Mm-hmm. Da. Ok. Deci cam acesta a fost jocul, băieți. Vă mulțumesc foarte tare pentru atenția acordată.